Da, și i-am dat loc de cărăm unde dormi. Așa. Care și de tete. Dar nu eu vă dau, alții dă. Alții care ajută. Am eu... Am pus baticul. Ți-ai pus baticul, așa vă învățat ăsta. Mă nevează. There is a man in Dumbrava, a small Romanian village, popularly named the Good Samaritan. His actual name is Viorel Pașca, and over the last 17 years, he has helped more than 2,500 homeless people. He gives people a home, food, clothes, and medical assistance, all without any government help. And today, I have the privilege of speaking with John, one of the residents. Suntem la județul Timiș, Peschiere cu Mic. Am fost găsit de asistența socială în parcul Răzărul de la Timișoara. M-am îmbolnăvit și la spitalul am stat cam vreo 2 săptămâni în perfuzii. Am slăbit foarte mult. Ce s-a întâmplat? De ce ați ajuns? Eram în pensie de boală. Soția și copilul au făcut un împrumut la bănci și neachident datoriile față de bancă, băncile au pus sechestru pe casă. Am fost nevoit să, de supărare, am ajuns pe străzi. Soția a decedat, eu am avut grijă de ea, fiind operată de cancer la stomac. Copilul a luat căi greșite, a sărit la mine, m-a bătut cu anturajul lui care a pus anturajul să mă bată. Am vorbit de telefon la domnul Pașca. Dumnezeu să-l binecuvinteze, să aibă putere de muncă pentru că are grijă de noi. Mă rog și zi și noapte pentru întreaga familie și pentru cei care au grijă de noi. Cât timp a stat pe stradă sau cum a fost? Păi cam, la vreo 2 ani și ceva. Cam de-aia m-am îmbolnăvit așa că am dormit fără foc, fără căldură, fără lumină, doar mă descălțam și puneam, băgam sub o plapumă. Vă dați seama că pe ianuarie, februarie, cam ce apucam, mai aveam noroc cu vecinii care mă ajutau, mai îmi dădeau farfurie de mâncare caldă. Ce ați lucrat la viața? Eu am fost prima și prima de meserie, am fost ospătar. Am lucrat în comerț. Pe urmă m-am policalificat, că nu prea mergea comerțul, și m-am policalificat, lăcătuș mecanic. Am făcut și tinichegerie, și vopsitorie, și confecții metalice, universal. Și ce a plăcut cel mai mult? Am îndrăgostit de mecanică. Cei care mă ascultă să ia exemplu, am făcut legământ cu Domnul, este bine că El ne povățuiește și ne îndreaptă să ne depărtăm de o răutate, de dușmănie, când spune Avram, Dumnezeu poartă de grijă. Așa este și la noi. Această biserică, Dumnezeu foarte de grijă în veac. Amin. Dumnezeu să ne ocrotească și să ne dea binecuvântare pentru toți cei care ia calea Domnului. Amin. Thank you for listening to John's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support Viorel's project in any way, you can contact Viorel Pașca at the number provided on the screen. I hope to see you again next week.